Salut și bine ai venit! Care este diferența sau ce să alegi între o rulotă și o autorulotă? Care este cea mai bună decizie? În acest clip vom discuta despre cum pot să te ajut, câte tipuri de construcții sunt la rulote și autorulote, ce probleme specifice pot avea, care sunt cele mai sigure, cum a început moda rulotelor, pericolul numărul 1 la rulote și autorulote, noi versus second hand, și cel mai bun raport calitate-preț. Cum poți să te ajut să iei cea mai bună decizie? Urmărești acest clip și dacă ai întrebări sau nelămuriri, spune în comentarii ce anume ai sau contactează-mă în privat la datele din descrierea clipului. Care este diferența între o rulotă și o auto autorulotă? O rulotă este mai ieftină, mai mică, mai ușoară și se poate agăța de orice mașină ce prezintă câlic de remorcare. O autorulotă este mai mare, mai grea, mai spațioasă, cu mai multe dotări de obicei, și este o mașină de tipul utilitară, gen Fiat Ducato, Iveco Daily sau orice alt gen de mașină în genul ăsta. Acele mașini mai sunt numite și mașini casă, în mod popular, pentru că ai un fel de casă cu tine. Câte tipuri de rulote și autorulote sunt? Sunt rulote și autorulote construite de proiectant, de fabricant, ce au omologare specială, au propria lor carte un talon, să pot matricula la ReaRe, -re, la RAR, fără nicio problemă, oricând, în orice județ, fără mari bătăi de cap. Există și tipul de rulote și autorulote transformate sau făcute artizanal acasă de anumiți oameni în diverse ateliere. Aceste rulote sau autorulote transformate sau făcute acasă în diverse ateliere prezintă riscul că poți să fie mai greu de înmatriculat, poți să ai probleme în caz că te verifică poliția, deoarece tu nu ai acte doveditoare asupra acelui ansamblu și dacă nimeni cumva vreun polițist de ăsta mai băgăcios, mai legist, te va arde cu amenzi de desaturi. Știu că există moda să iei o dubiță, să o transformi în autorulotă, dar dacă este cumva să te verifice un echipaj de poliție și acei oameni sunt foarte legiști, foarte băgăcioși, deci bagă nasul peste tot, sau te duci cu mașina în afara țării și te verifică acolo poliția, ai șanse foarte mici să scapi fără amendă. Din cauza motivelor legate de siguranță, ei te amendează fără drept de apel. Ce probleme specifice au rulotele și autorulotele? Problemele sunt două la număr, dar sunt foarte mari. Prima problemă este cea legată de apă, rezervorul de apă. Majoritatea au rezervoare de plastic de anumite capacități. Rulotele față de autorulote au rezerve de apă mai mici, rezervoare mai mici, pentru că și ele sunt mai mici decât autorulotele. Dar dacă ai vreodată probleme cu partea asta, să se înțepe acel bidon sau să ai probleme, la alimentarea cu apă, devine mai dificil de a lucra în cazul unei rulote decât la autorulotă. Autorulotă are sistemele ei mult mai bine proiectate, mult mai bine gândite de fabricant decât o simplă rulotă. A doua problemă ce poți avea cu rulotele și autorulotele este cu partea de canalizare toaletă-veceu. Această problemă este des întâlnite la foarte mulți rulotiști pentru că se pot înfunda și strica foarte ușor asemenea sisteme. Majoritatea nici nu mai folosesc acele toalete pentru că știu că pot să aibă probleme cu ele și nu sunt foarte ușor de reparat sau foarte ușor de gestionat, mai ales dacă ești plecat undeva într-o zonă urbană sau aproape de oraș, încât să nu poți lucra la acele rulote sau autorulote. Legislația prevede ca să nu dai niciodată drumul la acele rezervoare din mașină să le golești pe timpul condusului. Dacă le golești pe timpul condusului, riști niște amenzi usturătoare, reținerea permisului de conducere și amenzi atât de mari încât a doua oară cu siguranță nu o să mai faci lucrul ăsta. Dacă faci acest lucru în afara țării, riști și câteva zile de pușcărie sau chiar câteva luni. Cum a început moda rulotelor și auto autorulotelor? În Anglia anilor 60-70, a apărut moda hippie, moda pletoșilor, moda rockerilor, Genul de oameni ce plecau des în excursii. Acest stil de viață nomad și mai independent a devenit molipsitor și pentru alți locuitori din restul țărilor Europei și așa am ajuns în zilele de azi să fie o prezență obișnuită, comună, a vedea rulote și autorulote în mod frecvent. Ce este mai sigur, o rulotă sau o autorulotă? Din punct de vedere al siguranței rutiere, o autorulotă este mult mai sigură decât o rulotă. Autorulota este dintr-o singură bucată, că este o singură mașină, un simplu ansamblu, pe când autorulota ai remorca legată de cârligul mașinii. În acest fel, lungimea ansamblului mașină plus remorcă este mult mai mare decât ar fi o singură mașină de tipul autorulota. La viteze mari, intră mai ușor în balans decât autorulota. La frânare, cu rulota după tine, frânezi în distanță mai mare decât ai frena cu mașină de tipul autorulotă. În viraje, de asemenea, trebuie să te deplasezi cu mai mare atenție decât ai fi avut o autorulotă. Dacă cu o autorulotă poți să mergi cu viteză mare, chiar și pe autostradă, chiar și cu 130, 140, iar pe drumuri normale poți să atingi și 90, 100 de km, uneori și pe drumuri virajate cu viraje mai largi, la o mașină ce tractează rulotă, Mașina poate să intre foarte repede în balans și te răstoarnă foarte rapid. Nu este nevoie să intre mult în balans, doar de două, trei ori trebuie să se zgudure mai tare pentru a te răsturna. O altă șmecherie legată de rulote este montarea de oglinzi suplimentare pentru a vedea ce se întâmplă în spatele rulotei. Dacă vizibilitatea ta este foarte mică, nu vezi ce se întâmplă în spatele rulotei. Ai nevoie de un set de oglinzi suplimentare. Cine pleacă la drum fără un set de oglinzi suplimentare special pentru rulote de a fi pus la mașina personală este inconștient, să riscă mult prea mult și pune în pericol nu doar siguranța lui, ci și a altor participanți la trafic. De multe ori, lățimea rulotei este mai mare decât lățimea mașinii respective. Dacă tu ai rulota mai lată și mai înaltă decât mașina și nu ai vizibilitate ce se întâmplă în spatele rulotei, cum poți să pleci cu ea la drum? Din acest punct de vedere, trebuie să fii foarte atent să nu pleci fără acel set de oglinzi suplimentare. Ideal ar fi să montezi un set de camere video pe spatele rulotei să vezi exact ce se întâmplă, acele informații să ți fie furnizate la bordul mașinii tale, să le vezi pe oglinda retrovizoare sau alt loc. Ce merită să cumperi: rulote și autorulote noi sau second-hand? Cea mai ieftină rulotă în stare foarte bună este minim 3000 de euro dacă o cumperi din România. Cea mai ieftină autorulotă în stare bună, fără mari probleme și fără mari bătăi de cap, este 11000 de euro. Deci rezultă o diferență de preț de 8000 de euro între ele. Dacă le cumperi noi, o rulotă poate să coste de câteva ori mai mult. Dar autorulotele pot să ducă până la prețuri și de peste 100.000 de euro. Acum după ce am lămurit acest aspect, hai să zicem ce merită să alegi, rulotă sau autorulotă. Rulota este destinată oamenilor care ies foarte rar în excursie, care ies de câteva ori pe an în excursii, în concedii. Dacă tu ești genul de om care iese maxim 15 zile pe an sau maxim 20 de zile pe an în concediu, alegerea cea mai bună poate să fie rulota. Dacă tu ești omul care este în 365 de zile, este în medie peste 30 de zile pe an, alegerea corectă este autorulota. Rulotele și autorulotele se pot și închiria, dar aici este un risc foarte mare din cauza faptului că nu toți oamenii sunt foarte serioși și dacă nimeri să dai rulota sau rulota pe mâna unor nemernici, pe mâna unor nenorociți, ăia îți distrug rulota și autorulota, nu ai ce să iei după ei și paguba o să o plătești singur. Sunt firme speciale în care au flote de rulote și autorulote ce le închiriază, ia plata pe zi, plata în avans sau au diverse metode. Dar cu orice metodă de prevenție sau precauție ai face sau ai lua, importantă este seriozitatea oamenilor. Dacă omul nu este serios și este unul de ăsta ce-și bate te joc de lucrurile altuia, indiferent de ce clauză vei lua sau vei pune în acel contract, riscul este foarte mare. Cel mai stresant capitol la rulote și autorulote este nu poți să parchezi chiar oriunde să faci camparea rulotei sau autorulote. În mai multe țări europene, precum și România, nu poți să o pui la întâmplare oriunde că ocupi nu un loc de parcare, ci două sau trei. Dacă tot te duci cu rulota sau autorulota... În concediu vrei să faci un grătar sau să faci foc în aer liber sau orice fel de alte activități. Dacă ești tipul comod care nu vrea să facă nici mâncare, nici să facă activități în aer liber pe lângă rulotă sau autorulotă, a cumpărat-o cam degeaba, pentru că el va fi nevoit fie să decupleze mașina de la rulotă să plece în oraș să-și cumpere ce are nevoie, fie să duce cu dita mai dulapul după dupel, dita mai mașina, să duce cu auto în oraș să cumpere misilicuri, lucruri fără mare importanță ce le putea cumpăra de oriunde. Sau cheamă un taxi ori serviciu de taximetrie. Rulotele și autorulotele nu sunt destinate pentru oricine și orice tip de om care sunt foarte comozi din fire și nu sunt oameni foarte întreprinzători, foarte agili sau, sau foarte aventurieri. Alegerea lor nu reprezintă o prioritate. Ideale, rulotele și autorulotele sunt pentru aventurieri, temerari, oameni ce le place să iasă des în natură și nu ezită a pune mâna sau osul la treabă să-și facă singuri anumite chestii sau să gospodărească singuri, încât să aibă un cost de mentenanță cât mai mic. Ultima problemă la rulote și autorulote poate să fie cea legată de curentul electric și alimentarea cu curent electric. Bateriile mașinii nu țin foarte mult, baterie la rulotă să pui, iar nu te ține foarte mult, indiferent de ce capacitate ai. Există posibilitatea de a monta panouri fotovoltaice ce îți produc curent electric atât pe autorulotă cât și pe rulotă. Diferența între cele două este că pe o autorulotă sau la o autorulotă poți monta un sistem fotovoltaic chiar și de 500 de W sau până aproape de 1 kW, pe când la o rulotă nu poți să montezi sistem mai mare de 300-400 de W. Având spațiu mai puțin de depozitare și spațiu mai puțin pentru a amplasa acele panouri, devine dificilă a face amplasarea unor sisteme mai performante. Până în prezent am mai dat unele sisteme fotovoltaice pentru rulote și autorulote și le dădeam 10 metri sau 5 metri de cablu, 5 de plus, 5 de minus, își plasau panourile fotovoltaice atunci când ajungeau la soare și puneau rulota sau autorulota la umbră. Dacă sunt montate pe rulote sau autorulote acele panouri fotovoltaice, ești obligat ca să le ții în soare și te vei coace de cald. Vara o să fie aproape imposibil de locuit în acele rulote sau autorulote dacă le ții tot timpul în soare. În cazul în care toate aceste informații ți-au fost utile, de folos și interesante, vezi și alte clipuri de pe acest canal, pentru că aici în încercăm să facem treabă de calitate și nu ardem gazul de pomană pe aiurel sau miștocărel de 2 lei des văzute și auzite pe YouTube în România. Nu uita să lași părerea ta în comentarii ce anume preferi, rulotă sau autorulotă și dacă ești tipul interesat de achiziția la asemenea sisteme. Toate cele bune pe curând. Atenție foarte mare la condus.